Rusul care a tras un avion de 30 de tone l-a stârnit pe Valahu. Greul României mai avea puțin și muta gara. Valahu a tras un vagon de 43 de tone. Valahu n-a mai dormit după ce l-a văzut pe rusul cu avionul în spate. Asta da concurență pentru Radu Valahu. E bine, să mă vezi pe mine. CFR SA i-a dat voie lui Valahu să-și încordeze mușchii la Mogoșoaia, locul în care se află trenul Regal. Duc mai mult de 43 de tone, dar pandemia m-a scos din formă, glumește Valahu. Forța este domeniul meu. Dacă deschizi dicționarul la cuvântul forță, vezi poza mea color. Dacă CFR SA are nevoie de o locomotivă eco, care nu întârzie niciodată, uitați-o aici. Sunt pregătit